Salutare prieteni, eu sunt Val de NK Gaming HD și facem un mic unboxing la un subwoofer pentru mașină, un subwoofer activ cu stație incorporată. Un subwoofer no name, mai din China, bineînțeles, de la XPTB, un nume ciudat. Imitație de la Explode, da? Haideți să-l scoatem din această cutie. Da? Așa. E un tun de bas auto care se aude foarte bine. De că te-am auzit la prieteni la colegi. Așa, vine pe rotund, așa. Lăsăm puțin jos. În cutie mai avem o pereche de cabluri ECA-uri pentru a face legătura între castafon și stație. Cabluri destul de lungi, zic, undeva la 3 metri și ceva 4. Foarte bune. Da? Mai avem un cablu pentru a face legătura de la baterie la subwoofer, la stație, dar este foarte subțire, nu prea vă recomand să-l folosiți, se poate arde oricând, e foarte micuț. Și încă un cablu pentru a face legătura dintre castafon de la remote control la stație, dar ceea ce e urât, nu are cablul pentru a face împământare la mașină. Ceea ce e nevoie să puneți dumneavoastră. Da? Cam asta este subwooferul. Da? Avem un difuzor destul de larg, zic. O membrană de cauciuc, din câte se vede aici, pe margini. Un subwoofer care are și voce pe el. Chiar asta mi-a tras un picuț atenția. Avem aici, cum știți, care un amplificator GND, care este pentru împământare. Avem plus pentru baterie și REM, care este remote-ul la casetofon. Da, aici avem câteva reglaje pe volum și pentru profunzimea basului, cum se audă mai bine, mai puțin mai înfundat. Putem conecta și un jack audio de la un telefon sau orice altceva MP3 auxiliar. Aici putem modifica, are o chestie super tare. Da? Avem un mic conector, un mic întrerupător, unde putem schimba full, unde se audă și vocea și basul. Da? Apoi avem LPT, nu și asta. Dar se aude și vocea și basul la același nivel. Iar aici, ultima treaptă, se aude basul foarte puternic. Deci se aude chiar bine. În două ieșiri pentru casetofon. Și aici jos să mai avem high out și high input pentru boxe mode. Nu știu ce chestie asta. Dar se aude bine. Eu zic că este un tub de bas foarte, foarte ok pentru o mașină decentă. Ce să vă mai zic? Are o ieșire mare, cum am spus, aici în spate este ieșirea pentru aer. Vara este foarte bună pe recorești. Este și ușor, undeva la vreo 5 kg sau 6, nu știu sigur. Și scoate undeva la 300 de W. 250, ceva în genul. Sper că v-a plăcut, o să revin și cu o montare pe mașină, dar nu știu când, oricum o să pun și o filmare. Până data viitoare, eu am fost Val de la NK Gaming HD, nu uitați, dați un like, un subscribe, un share și ne auzim. Salutare!